Bună ziua din nou! Astăzi vreau să vorbim un pic despre ceea ce se cheamă căsătorie, divorț și recăsătorii. Practic, un cuplu, la început s-au plăcut, soț și soție, se căsătoresc. După prima lună de miere, se despart dintr-o ceartă, nu știu. După nu știu cât timp, bineînțeles că divorțează, se separă, toate cele. Pa nu știu cât timp, din nou, se recăsătoresc. La fel. De data aceasta, iar se ceartă și se despart și durează 2 săptămâni. Din nou, divorțează. Din nou se recăsătorește, de data aceasta durează 1 săptămână. Practic, ce ar mai putea să fi e de spus despre acest lucru? L-am cunoscut, l-am plăcut, ne-am căsătorit, ne-am despărțit, că ne-am certat. Din nou. După ce ne-am despărțit, n-am găsit pe nimeni mai compatibil cu mine decât ce am avut înainte. Mă lași. Știi? Și se recăsătorește. De data aceasta, o nouă gafă din partea lui sau a ei și ajungi la a doua recăsătorie. Dacă mai sunt și ortodoxi, de pe la al treilea divorț și recăsătorie, mai nou și la notar, ca și de divorț mă refer, ajungi în faza aceea, după a treia căsătorie, trebuie să mergi la catolici, că te-ai despărțit fraiere de 2-3 ori și nu te-ai înțeles ori cu nevasta, ori cu soțul. Nimic de spus. Totul e fantastic. Chiar că e o prostie.